Cristian este un băiețel de opt ani, pasionat de animale și modul de viață al acestora. El a plecat împreună cu familia lui într-un weekend la o grădină zoologică renumită. La intrare, a admirat spintenele căprioare cu urechile mereu ciulite, atente la orice pericol. Apoi, iată și dungata zebră. Ea îl ajută să traverseze strada. Au ajuns la prietenul mistreț. Ce mai place bălăceala în noroi. Sper că pe urmă face și un duș să fie curat. E vecin cu fratele său, facocerul. E la fel de curat și acesta. Au zburat mai departe printre păsări. Papagali și canari, de toate mărimile și culorile. Ce gălăgioși sunt și cum stau ei cățărați. Ia uite, doi frați s-au îmbrăcat chiar cu tricolorul nostru. Ce mândri sunt și cum stau ei maestuoși. Apoi au văzut pelicanii, pescari iscusiți, ce adună peștele, în cu lor lat. Ce frumoși sunt! Iată și flamingo, grațioase semne de întrebare roz. Ce multe sunt! Ultimul e domnul struț, ce aleargă în viteză supărat că el nu poate zbura. Dar ce grațios este! a exclamat Cristian. Regele junglei a adormit. La a prins căldura miezii. Toată familia doarme. Vizitatorii au grijă să nu-i trezească. Au văzut apoi tigrii cei fioroși, albi sau galbeni. Cu toții sunt dungați. Ce tacticoși se plimbă! Dar iată ce minune! Un tigru verde! Nu mușcă! E făcut din iarbă de către mâini scusite. Dar care e cel mai vesel animal? E râsul, el râde tot timpul. Ce elefant uriaș? Elefantul e cel mai mare animal de pe uscat, i-au spus părinții lui Cristian. Ei îl văd și pe moș Martin. Cred că e în căutare de miere dulce sau vrea niște smeură proaspătă. Au ajuns și în lumea subacvatică. Își țin respirația, se scufundă printre pești colorați și pisici de mare. Ce țep veninoși au în coadă! Dar vai, să ieșim repede! A apărut fiorosul rechin, cu dinții lui ascuțiți. La ieșire i-au întâmpinat rondouri splendide cu flori multicolore. Cu părere de rău, Excursia s-a terminat. Alți turiști așteaptă să intre, curioși să vadă minunatele animale.